Bună, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am creat acest look. Este un look modern, un look care se poartă în anul 2023. Dacă vrei să vezi cum l-am obținut și ce produse am folosit, rămâi cu mine până la final. Eu mi-am aplicat deja produsele de skincare. Am folosit produsele din gama Synergy. Mi-am aplicat de asemenea și această cremă cu SPF. Întotdeauna folosesc SPF. Se comportă foarte bine sub machiaj. O altă cremă care conține SPF și îmi place foarte mult este aceasta. Iar acum o să mi-aplic uh, această bază de la Malibu uh, Este un produs pe care l-am descoperit recent. Mie îmi place foarte mult această bază și o să vă și spun de ce îmi place atât de mult. Iar uh, are o textură de cremă, hidratează foarte bine tenul, îi uh, intră repede în piele, plus că are niște particule foarte, foarte fine, uniformizează cumva nuanța tenului. De când am descoperit-o pe aceasta, sincer, am rămas la ea. Eu am introdusă o deja în kit și cred că o să fie cel puțin pentru sezonul acesta baza mea preferată. Eu cred că poate fi folosită pe orice tip de ten, chiar dacă este o bază hidratantă, pentru că inclusiv tenul gras are nevoie de hidratare, iar aceasta intră foarte bine în piele. Cam așa este textura, vă spuneam că arată ca o cremă. Însă când începeți să o aplicați, are niște particule foarte foarte fine și oferă luminozitate am luat o pompiță. Dacă este nevoie mai aplic. Se simte atât de plăcut când o aplicați pe față. Este genul acela de produs care hidratează foarte bine, dar nu rămâne grasă la suprafață, intră în piele, însă lasă tenul. Foarte hidratat. Este un produs super, super, super. Eu l-am descoperit recent, însă de când am cumpărat-o, am tot folosit-o. Este foarte catifelat, foarte catifelat. Deci, vă spun, este un produs foarte bun, foarte bun. Merită să-l încercați. Am lăsat-o foarte puțin să acționez, deși, sincer, cred că puteți aplica imediat fondul de ten, pentru că a intrat, cum vă spuneam, foarte repede în piele. O să folosesc acest fond de ten de la Marc Wirlen. Este din gama Velvet. Eu am nuanța Sand Beige. Sincer, mi se potrivește Cream Ivory, însă nu mai am mai ivory acum și o să-l folosesc pe acesta. S-ar putea să fie puțin mai închis, însă nu mă deranjează. Pentru că vorbim de machiajul modern, o să încep direct prin a-mi aplica conturul și o să folosesc acest stick de la Kiko. Este în nuanța 201. Este de fapt un bronzer slash contur, depinde de ce subton al pielii aveți în zona pomeților. O să aplic contur în zona aceasta, nu o să aplic cum aplic de obicei aici. Practic ce îmi va face să subțieze și să adâncească această porțiune a feței. O să-mi facă fața puțin mai subțire. La nas. Îmi place să aplic și în această parte, în adâncitura dintre nas și ochi, puțin la ochi pentru a crea acest efect de lifting și pe frunte, cât mai aproape de baza părului. Nu aplic uh, contur pe frunte pentru că am nevoie să conturez fruntea, cred că am mai spus acest lucru, am o frunte micuță, însă nu pot să aplic uh, contur pe față și frunta să o las neconturată pentru că nu ar arăta, uh, nu ar arăta tocmai bine. Și o să încep să-mi aplic practic fondul de ten, acolo unde nu am pus contur. Și am aplicat fondul de ten, iar acum, practic, o să vin să blenduiesc conturul. Cu ce mi-a rămas pe pensulă, tapotez efectiv conturul. Am folosit aceeași pensulă de pe care am aplicat fondul de ten. La ochi trag ușor de el în lateral. O să aplic pe frunte îl trag la baza părului. Iar pentru nas și buze o să folosesc pensula de la Kylie, are o formă teșită. Și cu vârful încep să conturez nasul. Și în acest mod, conturul arată mult mai soft. De fapt, produsele s-au amestecat, nu există delimitări, nu există dungile acelea clare între fond de ten și contur, pentru că în machiajul modern, totul este despre cât mai soft posibil, despre a avea un finish cât mai natural, însă aplicând toate produsele, fond de ten, contur, blush, într-o cantitate sau într-o modalitate în care acestea să arate cât mai natural pe față. Următorul produs o să fie concealerul. Îl folosesc pe acestea de la Malu Vilz. Este în nuanța numărul 3. Iau două nuanțe, 3 și 6. Îmi place foarte mult acest concealer. La fel, l-am cumpărat recent. Are o textură foarte fluidă, lejeră, însă acoperă destul de bine, iar rezistența este foarte bună. În general, am observat că produsele celor de la Malu Wild că, au o rezistență foarte, foarte bună. O să aplic uh, concealer. Și aici nu pentru că mai am nevoie de produs, ci pentru că am concealerul mai deschis la nuanță și vreau să luminez uh, aceste zone. Aplic și la gură pentru a crea efectul de lifting, pentru a ridica puțin forma acesteia. Iar la ochi, dacă vă uitați, în mod normal noi aplicam concealerul în zona aceasta sub ochi, acum o să merg cu el ușor spre tâmple. Acest lucru mă va ajuta să schimb puțin forma ochilor și să ridic puțin forma acestora, ploapa. Eu am și ploapa uh, lăsată, după cum se vede, iar acest lucru va fi destul de evident pentru mine. O să folosesc, cred, puțin și din uh, concealerul de la Huda, după, pentru a uh, realiza o luminozitate și mai mare a ochiului. Iar acum vin cu pensula de la Kylie numărul 17 și încep să îl tapotez. Apotez ușor doar marginile momentan. Dacă îl lăsați puțin să se usuce, acoperirea devine mai bună. Are o textură foarte lejeră acest concealer. Am realizat că deja am început să am foarte multe produse de la cei de la Malu Maluvilt. Presupun că atunci când îți place un brand îți dai seama după număr de produse pe care l ai. Eu am descoperit recent acest brand, însă am luat câteva produse să le testez. Primele produse au fost camuflajele pentru contur și pentru corecția sprâncenelor și mi-au plăcut foarte mult. Și am zis să mai încerc câteva produse și am observat că și acestea sunt bune, deci vă recomand acest brand. Eu nu o să vă recomand produse doar de dragul de a vă face recomandări dacă mie nu îmi plac. O să vă spun exact cum sunt acestea și voi decideți dacă vreți să le cumpărați sau nu. Chiar cred că o să mai aplic foarte puțin aici pentru un efect și mai mare. Și am mai luat puțin concealer din cel de la Huda pentru a-l aplica în zona aceasta spre tâmple. Aveam nevoie poate de o nuanță puțin mai deschisă. Machiajul modern, de fapt, se bazează mai mult pe corecția feței, pe corecția formelor ochilor, buzelor, apomenților, mai degrabă decât pe culoare. Și în acest fel am creat deja un efect de lifting al ochilor, după cum se vede. Iar acum vorbim despre blush. Nu toată lumea este deschisă în a purta, în general, blush în machiaj și mai ales în a purta culori îndrăznețe foarte intense care să atragă atenția. Femeile optează pentru nuanțe de blush mai calde. Ei, mai nou în machiajul modern, culori cum sunt acestea sau aceasta sau aceasta sunt foarte căutate. Eu o să îl aplic tot cu pensula cu care am aplicat conturul feței și fondul de ten. Îmi aplic mai întâi pe mână, deși nuanța pare puțin turbată, așa. De fapt, când o aplicați, se mai estompează ușor. Înainte, se obișnuia să se pună persoana să zâmbească și să se aplice blașul fix aici. Ceea ce nu este tocmai corect, pentru că atunci când zâmbiți, Practic, vi se pare că acesta ar fi locul potrivit pentru aplicarea blașului. Însă, când nu zâmbiți, fața mai coboară puțin și atunci locul unde ați aplicat blașul când zâmbeați s-ar putea să fie mai jos și să nu vă avantajeze. De aceea, în primul rând, când aplicați blașul, nu zâmbiți. În al doilea rând, încercați să aplicați blașul cât mai sus pe pomeți. Trendul care se poartă acum este în a-ți aplica blașul în forma aceasta însă nu avantajează chiar pe toată lumea, pentru că, de exemplu, dacă aveți ne pronunțate sau dacă aveți acele curburi formate uh, în zona ochilor, s-ar putea ca aplicând blașul să nu faceți decât să adânciți și mai mult sau să scoateți în evidență. Mie îmi place să mi aplic blaș, dacă ar fi să aleg uh, un singur produs pe care să-l folosesc din machiaj, clar ar fi blașul. Și o să mi aplic blașul în zona aceasta, cât mai sus pe pomeți, și încerc cât mai aproape de ochi, însă nu o să intru în zona ochilor, pentru că eu am deja mici șanțulețe formate, și atunci nu m-ar avantaja. Aplic puțin pe nas. Și în partea aceasta, pe pomeți, la fel. Și vedeți că deja începe să schimbe cumva aspectul tenului, chiar redă această prospețime tenului, te face să pari cumva mai tânăr, îmbujorat. Nu aplic foarte, foarte mult. Sunt persoane cărora le stă foarte bine cu un blush mai strident și aplicat mai mult. Cam atât produsul aplicat este suficient pentru mine. O să folosesc pudra de la Laura Mercier. În continuare este preferata mea. Am și altele despre care o să vorbesc aici, însă deocamdată o să folosesc pe aceasta de la Laura Mercier. Acum, când vine vorba de aplicarea pudrei, nu se mai aplică pe toată fața, ci mai mult se aplică în zona T și sub ochi. O să folosesc acest burețel, l-am luat de pe Beautify. Oricum o să las în descriere linkul cu toate produsele pe care le-am folosit o să iau efectiv pudră pe burețel, cam atâta pudră am luat, o presez foarte bine. După ce am presat-o foarte, foarte bine, încep să o aplic. Și cum încep să o aplic? Mă asigur că nu s-a strâns concealerul, iar acum încep să aplic pudra fix în zona aceasta de sub ochi. Și urc puțin spre nas, pentru că acest lucru îmi va îngusta, practic, nasul. Aplic pe frunte, în zona bărbiei și a gurii. Și, deocamdată, atât. În cazul în care aveți nevoie să aplicați, cum spuneam, în zona aceasta, pudră, dacă aveți păr proeminenți luați burețelul și efectiv tapotați ușor zona, aplicând în acest mod, practic nu veți mai avea nevoie să reveniți cu o pensulă și să luați surplusul de pudră. Acest lucru se practica și înainte, se numea de fapt baking, unde puneai pudra sub ochi sau în zonele în care vrei să le matifiezi și efectiv o lăsai să acționeze, după care veneai cu pensula să iei surplusul. Acum nu ai ce surplus să mai iei pentru că pur și simplu Tapotând așa, ai aplicat strict cât produs era necesar și de cât avea nevoie tenul. Chiar vă recomand să încercați această tehnică. Știu că sunt persoane care nu iubesc pudra pe ten, însă încercați această tehnică și aplicați strict în acele locuri unde simțiți că tenul vostru riscă să uh, aibă mai mult sebum. Cam atât ar fi... Maximul necesar de pudră pe care să îl aplicați, astfel încât să lăsați tenul cu textura aceasta cremi, dar să nici nu riscați să aveți exces de sebum în zonele unde în mod normal aveți această problemă. Pentru sprâncene, încă nu am produse noi, să vă arăt, o să folosesc aceleași produse, gelul de la Benefit, Carioca de la NYX. Oricum, aceasta este o modalitate foarte modernă de a-ți realiza machiajul sprâncenelor astăzi, pentru că uh, acest produs de la NYX creează fire într-un mod foarte, foarte natural. Eu, acum, dacă aș avea sprâncene mai bogate, uh, o nuanță mai uh, accentuată a, a lor, uh, sincer, aș folosi un gel care să nuanțeze și să fixeze în același timp și doar atât. Pentru că, la fel, vorbim de machiajul modern, unde nu se mai poartă clar uh, sprâncenele cu forma aceea laminată, foarte groase, foarte bărbătești. Eu am niște sprâncene mai ciudățele, nu stau cu orice, acest gel pentru mine funcționează deocamdată foarte bine. O să, mi... o să încerc și alte produse de sprâncene și o să vă zic cum sunt dacă îmi plac vă zic dacă nu, nu văd sensul. Și dacă îmi plac, o să le folosesc și aici, în tutoriale, să le vedeți. Și o să folosesc Carioca Nuanța Ash Brown. De obicei folosesc blond, însă astăzi o să încerc să folosesc Ash Brown. Cred că v-am mai zis și în alte videoclipuri. Încercați să nu puneți o presiune foarte mare pe vârful acesteia, pentru că sunt destul de pigmentate. Și scriu foarte repede. Acest produs se pliază foarte bine în machiajul modern pentru că vă ajută să creați fire cât mai natural posibil. Deocamdată cariocile acestea de la NYX au un mare, mare succes pentru că sunt acceptabile la preț și sunt foarte, foarte bune. Eu nu am uh, sprâncenele la fel, nu cred că cineva are sprâncenele la fel, nu mă deranjează, încerc să le fac cât mai bine posibil să pară aproximativ egale. Și cam atât pentru sprâncene, nu insist foarte mult, este maximul pe care eu mi l-aș face. V-am uh, spus, nu îmi plac prin sprâncenele foarte, foarte proeminente, detaliate, deja oricum mi se pare că mi-a schimbat destul de mult uh, aspectul acestora, pentru că nu am niște sprâncene foarte bogate și o formă foarte bine definită. O să vă arăt câteva produse care se potrivesc foarte bine în machiajul modern, unde dorim să folosim eventual o nuanță mată, foarte puțin si de fată sau nu, și un creion de ochi. Eu am aici acest eyeshadow de la Bobby Brown, este nuanța aceasta. Să vă arăt pe mână cum este. Brown, cred că este sau, aceasta este o, are o textură cremoasă, se întinde foarte ușor, foarte bine, arată foarte bine. Cred. Mai am acest stick de la Farmacy, iarăși este o nuanță foarte drăguță, ușor glitterată, poate chiar mai închisă puțin. Dar mie îmi place foarte mult. În mod normal aș folosi eu pe aceasta de la Bobby Brown și aș opta pentru un fard ușor, ușor, fa cu niște granulații foarte fine. Sau mai este acesta de la Danesa Myricks, nuanța Exposed. Sunt uh, niște tinturi care pot fi folosite uh, atât pe buze, pe ochi, pentru machiajul tenului. Sunt foarte rezistente. Uh, trebuie să puneți o cantitate foarte mică, dacă o să-l folosesc pe acesta o să vedeți, o cantitate foarte, foarte mică pentru că ele se întind foarte bine și... Sincer, dacă aveți una din aceste trei nuanțe, cred că puteți să faceți orice machiaj doriți care să pară modern. Acesta de la farmacie se usucă foarte repede, uitați, deja s-a uscat și tintul de la Danesa Marix se usucă foarte repede. Dacă aveți ploapa foarte, foarte uleioasă, ideal ar fi să-l setați, fie să folosiți o bază de ochi înainte sau să-l setați cu un fard. Dacă aveți ploapa normală, nu este nevoie să-l setați cu un fard sau să folosiți neapărat o bază de ploape. Cred că astăzi eu o să-l folosesc pe acesta de la Danesa Mairix. Uitați cât produs am aplicat. Nu uitați să Închideți foarte bine capacul la aceste tinturi pentru că s-a întâmplat să se usuce destul de repede, am observat. Sunt fete care au avut această problemă. Eu nu o să-mi aplic nicio bază pe ochi, vin cu pensula de concealer și pur și simplu mă asigur că nu am deloc produs strâns. Și o să iau acest tint, o să-l aplic cu pensula 5 de la Leonardo mai degrabă pentru că am nevoie de o pensulă plată și îl aplic pe ploapă. Cam atât de pigmentat este. V-am spus, aveți nevoie de o cantitate foarte mică. Iar cu ce rămâne pe pensulă, trag ușor spre exterior, merg pe forma pe care am aplicat concealerul, Încerc să nu creez o linie dreaptă, adică aș vrea să aplic acest produs astfel încât să nu se vadă unde m-am oprit cu pensula, însă nici să cobor ploapa. Nu se mai poartă acea linie dreaptă trasă sau acea corecție făcută din concealer, unde efectiv se vede foarte bine delimitat fardul aplicat la ochi și restul produselor. Trebuie să lucrați un picuț mai repede cu el pentru că se usucă. La fel, trag de el ușor spre exterior, însă fără a crea o linie prea evidentă. Acest produs este foarte, foarte bun. O să vă ajungă pe dacă aveți un produs din acesta și vă place stilul acesta de machiaj în care doriți doar o singură nuanță la ochi și eventual un creion sau puteți aplicați direct rimel, tinturile acestea de la Deanesa sunt foarte bune. Au foarte multe culori, puteți să le încercați. Și vă ziceam că puteți să aplicați un fard ușor sidefat, nu se mai poartă fardurile acelea foarte stridente, foarte glitterate, sidefate sau nuanțe țipătoare. Eu o să vă arăt câteva farduri de la Danes Beauty, sunt cremoase. Eu am numărul 40, numărul 30 și numărul 20. Acestea sunt. O să vreau să-l folosesc pe acesta, numărul 40. Uitați, cam așa este și o să vreau să-l aplic foarte puțin pe centru. Nimic prea accentuat. De fapt, cred că o să-l pun pe toată ploapa. Dacă nu vă place, puteți să aplicați doar fardul un far cremos în nuanța pe care eu am aplicat-o. Iar acum o să folosesc acest creion de la Mark Irlen, un maro închis, nu știu exact, deep brown N02. Pentru mine, nu îmi place să folosesc negru și în machiajul modern sau în machiajul uh, actual, nu se mai poartă negru, se poartă aceste culori de maro foarte închis, ciocolatiu sau un maro deschis, în funcție de nuanța ochilor. Îmi iau ca reper centrul ploapei și cum voi aplica creionul. Dacă observați, ploapa mea este ușor lăsată, nu am acea formă de hooded eyes care se caută și pe care noi încercăm să o formăm și o să-mi aplic creionul exact din locul în care ploapa mea începe să fie descendentă. Îmi imaginez practic o linie dreaptă de la jumătatea ploapei până în pliu. Practic, dacă pun produsul acesta, ar trebui să am o linie dreaptă iar restul o, suprafeței care rămâne între o, baza genelor și ploaie o voi umple cu produs. Așadar, o să încep practic de la jumătatea ochiului și încerc să trasez o linie dreaptă până în pliu. Vedeți? Până la întâlnirea cu pliul. Acum, nu o să mă duc până la ultima Geană, pentru că, după cum se vede, eu am ploapa ușor lăsată și dacă aș începe să trasez de la ultima geană, cumva nu aș crea acest efect de lifting. Și o să umplu golul la baza genelor și trec ușor de pliu, forma la fel ușor ascendent pentru a crea această impresie de ploapă ridicată. Vedeți, nu fac așa, nu fac așa, sau cu privirea dreaptă. Cam atât, iar acum o să iau pensula numărul 40 de la Leonardo și încep să blenduiesc ușor. Ba chiar o să iau pur și simplu produs de pe creion și încep să o aplic pe plop. Revin iarăși cu creionul și încep să completez. Pentru a crea și mai mult această impresie de ochi ascendent, nu o să puneți produs aici, pentru că asta nu o să vă ajute, nu o să facă decât să facă și mai rotundă forma ochilor. O să adăugați produs în zona aceasta, astfel încât să creați, să adânciți cumva și mai mult forma, să creați această formă ascendentă. Pentru mine schimbarea este destul de evidentă pentru că eu am ploaba lăsată și în general nu mi realizez linie de tuș pentru că nu îmi place. Însă când îmi realizez, fac o linie subtilă din far sau dintr-un creion maro. Și cam atât. Dacă este caz, revin cu creionul după ce aplic rimelul. Acum o să folosesc acest produs de la Malu Vilț. Mie îmi place foarte mult. L-am folosit până acum, de când l-am cumpărat, de atâtea ori, încât, sincer, n-am mai folosit alt produs. Uitați ce pensulă interesantă are. Ea este, practic, dreaptă ca orice pensulă, însă are aici, în capăt, un butonaj, să zic așa, o puteți răsuci și aveți, puteți să aplicați odată pentru alungire și pentru volum. Mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Eu revin în straturi cu aplicarea arimelului. În general, folosesc acel produs de întoarcere a genelor, însă am uitat acum să mi-l pun aici, pentru că eu am genele drepte și cumva am nevoie să le întorc puțin. Eu nu folosesc gene false, iar în machiajul modern accentul se pune pe a lucra cu ceea ce există deja. Nu se mai dorește să se aplice acele gene. Oricum eu nu aplicam gene bandă pe cliente, ci gene smokul, pentru că mi se par mult mai naturale. Însă acum, în machiajul modern, mai degrabă încearcă să se îmbunătățească ceea ce există deja. Să se folosească ser de sprâncene, de gene, să se folosească un rimel care să uh, ajute la crearea volumului și să alungească cumva genele. Eu îl las puțin să se usuce și o să mai revin într-un starat. Aplicați mascara și pe genele inferioare, pentru că acest lucru va face să arate lucrul foarte modern. cu creionul, să mai accentuez foarte puțin. Și cam așa arată machiajul ochilor. Pentru machiajul buzelor, eu o să vă arăt două creioane care merg foarte bine cu orice tip de ruj, este acesta de la Melchior nuanța brown sau acesta de la Rimmel London, nuanța Cappuccino, 705. Acesta este cel de la Melchior, este un pic mai cremos. Iar acesta este cel de la Rimmel London, nuanța Cappuccino. Ambele îmi plac foarte mult, o să-l folosesc pe acesta. Mi se pare că dacă aplic acest creion, pot să aplic absolut orice ruj, orice nuanță de ruj, poți să aplic și gloss. Pentru machiajul buzelor ne dorim să creăm acel efect de buze mărite și cum vom face? Vom începe prin aplicarea creionului pe buza superioară și trecem puțin de conturul natural al acestora. Facem același lucru și pentru buza inferioară, depășim ușor conturul natural iar spre extremități vom merge fie pe conturul natural al acestora sau chiar puțin mai sus. Mi-am aplicat conturul puțin mai sus de forma naturală a buzelor. Iar acum merg pe conturul natural. O să iau o pensulă și o să-l blenduiesc. Și cam așa, cum pot să aplic dacă vreau și acest gloss care este transparent. Uh, pot să aplic și un ruj mai strident sau pot să aplic un ruj cu o nuanță mai uh, puțin stridentă. De e super drăguță combinația aceasta. Am folosit creionul de la uh, Rimeland în nuanța Cappuccino și rujul de la Malu în nuanța 02. Super Stay Lip Fluid. Mi se pare că se potrivesc foarte, foarte bine. O să vreau să mai aplic puțin uh, glossy de față sau o să folosesc uh, acest, uh, acest roș, tot de la Maluvilz. Color and Shine este nuanța numărul 40, Mie mi îmi place foarte mult. Se simte foarte lejer pe buze, foarte, foarte lejer. De când l-am cumpărat, sincer, îl folosesc mereu. Când vine vorba de iluminator, cred în continuare că cel mai bine pe ten arată un iluminator lichid, pentru că arată mult mai natural, un iluminator care să aibă ușoare uh, irizații, nu foarte proeminent. Eu am o mostră de la cei de la Maluvils, când am dat comanda am primit această mostră. Am așa arată iluminatorul, o să încerc să-l folosesc pe acesta și o să mi-l aplic unde aplic și iluminatorul fard în mod normal. Se vede foarte drăguț. Acest tip de produs merge foarte bine cu lucrul modern. Trendurile actuale, în care totul este foarte soft. Arată foarte, foarte natural. Chiar este foarte drăguț. Este, se numește Fluid Iluminator de la Malu Vilt. O să mai aplic puțin blush. Îl folosesc pe acesta de la Malu Vilt. Are niște irizații drăguțe. Se potrivește cu nuanța pe care am aplicat-o înainte. Iar ca bronzer o să-l aplic pe acesta de la Nars nuanța laguna. Și acesta este lucrul final. Sper că v-a plăcut și că v-au fost de folos informațiile pe care vi le-am oferit. Toate produsele pe care le-am folosit o să le pun în descriere. Nu uitați că puteți să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Mă găsiți Maria Lazărmua. Iar dacă doriți să vedeți și alte videoclipuri pe care le voi posta pe acest canal de YouTube, nu uitați să-mi dați SUBSCRIBE. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi plăcută și ne vedem în următorul videoclip.